Neața lume, continuăm Naruto cu episodul 7 și dacă te uiți așa de aici, zici că sunt conduși de vrăjitoare. Și Sakura zice, bă, da, agresivă ceața asta, nu văd nimic înainte. Naruțu bosunflat, vâslașul le explica, bă, când o să vedeți podul, ne apropiem de țara valurilor. Și ia uite podul, Erau o țără din el făcut. Naruto foarte uimit zice, dii, cât a podul, e imens. Ei, nu mai țipa, zice vâslașul, vrei să ne audă ăștia? Nu vezi că eu am un motorul la barcă ca să vâslesc așa încet să nu ne audă? Știu ce faci, Țip, mă scuzați. Și după aia, caca și le-a la întrebări pe ta asta mai zice. Vrei să te întreb ceva înainte să ajungem la doc. Cine sunt asasinii ăștia care vin după tine și de ce? Dacă nu ne spui, s-ar putea ca misiunea noastră să se termine după ce ajungem la doc și nu mai stăm să vedem cum faci podul nimic. Neavând de ales, Tazuna începe să le spună. Bă, fiți atenți. S-ar putea ca misiunea asta să fie prea periculoasă pentru voi. Pe urmele mele, îi un om foarte periculos. Păi zici cine e? Cred că ați auzit de el. Îi un om pe nume Gato. Gato, mă, de la compania Gato, unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Ce? Cine întreba Naruto? Nu avea nicio treabă Naruto cu informațiile astea. Da, mă. la suprafață omul pare că e de treabă, dar fraierul se ocupă cu droguri, cu contrabandă, tot felul de afaceri necurate și face astea folosindu-se de ninja. Cu aproximativ un an în urmă când și-a pus ochii pe țara valurilor, n-a durat mult până când tot transportul maritim a picat sub controlul lui. Și având controlul asupra apei într-o țară a apei, mă rog, a valorilor practic de -ții totul. Singurul lucru de care e frică lui Gato e podul ăsta. Că dacă au podul să treacă peste apă, apa lui, atunci nu-i bine. Și tot încearcă fraierul să se implice ca să dărâme podul. Păi bine atunci, zice și dar dacă o e atât de periculos încât pune ninja după tine, de ce ascuns asta când ai depus cererea? Pentru că țara noastră e o țară foarte săracă, nici măcar lor zi feudal n-au bani aici, mai ales noi oamenii normali, și nu aveam bani de misiune de rang B sau mai sus. Și am riscat și eu cu ce am avut. O să vă înțeleg dacă după ce ajungem la mal nu mai vreți să mă protejați. Asta este. Cu siguranță o să mor până ajung acasă, dar, hei, ce contează? Dacă e să mor, nepotul meu o să plângă, fata mea probabil că o să vă urască toată viața și o să urască pe toți ninja din Konoha, dar, ce contează? Asta este. atunci îți dai seama că n-a picat bine cu nimeni din echipa așa, te zice caca și, bă, atunci n-avem de ales decât să te protejăm în continuare. Nice, zice Tazuna, am câștigat i-a făcut pe fraier sentimental. Trec ăștia pe sub pod și ce să vezi de partea cealaltă? Nici o ceață, mă. Soare, naruțul fericit aici. Ajung ăștia la doc. Vâslașul zice, bă, gata, până aici. Nu mai merg mai departe. Și acum, lasă vâs la bățul care împigea și dă drumul la motor și pleacă cu barca lui. E bine că am ajuns până aici, zice Tazuna. Caca și gândindu-se, mamă, următorul atac nu o să mai fie ciunin, direct jonin. Caca și o să ca trebuiască să lupte singur la asta, se gândea. Naruto, supărat pe Sasuke că i-a luat fața atunci, începe să facă niște scheme. Bam, bam, stânga, dreapta, ia, dă-te că auzi ceva, jap, aruncă un kunai random într-o tufă. curat Tazuna, Caca și Sasuke le pică fața. Bă, ce cu stai nebun, mă? Naruto zice, hm, era doar un șoarece. Nu mai arunca cunaile așa cum îți vine ție, zice Vă că e periculos. Da, supărat și panica, zice, bă, nu mai fac chestii din astea. Nu, 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 că simt eu ceva, zice Naruțu. Și mai aruncă un cunaj. și vine să cura îi dă un pumn în cap, ce bă, cetează. Dar nu mă, că, bă, simt eu pe cineva, mă. 100 la e cineva aici. Să ce ca și să vadă unde aruncat asta cunaiul, era un iepure. cu iepure, îți dai seama că i-a trecut viața prin fața ochilor. Strigă sa cura la el, ce ai făcut, mai speriat iepure. Iepure îmi pare rău că te-a speriat, zice Naruțu. Caca și se uită la iepure, zice, mă, asta e un iepure din ăla de zăpadă. Fiind un iepure de zăpadă, zăpadă și se face blana albă ca să camufleze cu zăpada. Problema e că aici nu i zăpadă. Înseamnă că e crescut în casă să fie folosit ca și substituție. O, oh, substituție pentru ce? Ce să vezi că Naruțu avea dreptate, cineva chiar îi urmărea și era abuz aici în copăcel, zice. Hmm, înțeleg de ce frații Brothers n-au putut se bată atunci. Păi ăsta îi copii ninja din Konoha. Kakashi alu Sharingan. Da, mă, prima dată când aflăm că Kakashi are Sharinganul și ce e Sharinganul. Și atunci Zabuza aruncă sabia după ei, Kakashi le zice, bă, jos, să fige sabia în lemn și aterizează Zabuza pe ea. Ia uite-l numai aici, așa că dici mechere. Naruto gândindu-se că de data asta nu se mai pierde în fața lui Sasuke, Kakashi se duce la Zabuza și zice, bă, tu nu ești cumva Zabuza Momochi din ceața ascunsă? Ce Zabuza Momochi? Ce ceața ascunsă, mă, zice Naruto? Ia dă-te, mă, să-i ceva. Și zice Kakashi, stai, nu te băga că mai rămân Și înapoi. Dacă ăsta e oponentul nostru, înseamnă că își duce caca și mâna aici la bandană de la o parte de pe celălalt ochi și Zabuza se uita la el, dar dubios, vedeți cum are poziția asta, că n-a întors capul, l-a pus așa, -a uitat sumână, să uita pe sub mână, n-ai să lea. să presupun că tu ești caca alu Sharingan. activa Sasuke-ul, știi? Cum adică caca și alu șaringan? Indiferent de cine ești, trebuie să mi-l dai pe bătrân. Naruto? Nimic. Ce? Sharingan? Ce e ăla? Cum adică? Despre ce vorbești? Le zice caca și băi, intrați repede în formație, nu trebuie să participați la lupta asta deloc. Și ne arată caca și ia uite -i încolo. Bă, gândiți-vă că șaringanul sta cu 3 tomoe aici, Îi extra extraordinar de puternic. E zeu. Ca în borut o să aflăm că nimic nu mai merge. Dar ăsta aici e zeu ca și cu ăsta. Ce, bă, ce cu ochiul ăsta? Nu mă așteptam să văd Sharingan ăsta atât de devreme. Mă simt onorat, zice Zabuza. Pe toată lumea ce despre Sharingan, dar ce e ăsta? Începe să să ne explice. Sharinganul îți permite să vezi prin orice genjutsu. Ba chiar și taijutsu sau ninjutsu. Dar asta nu e singura putere a Sharinganului. Bravo, copile, zice Zabuza. Adeptate, asta nu-i tot. Ce este și mai periculos la acel ochi este că poate să vadă și să copieze tehnicile adversarului. Îmi place despre caca și că dacă se ducea cineva la el să zică, hei, îți place noul meu juțu. Nu, nu, nu e noul tău juțu, e noul nostru juțu, ok? E, e nostru. Singurul ciha care face era Sengan, mă, cel mai șmecher. Când eram eu în Ambu, în ceața ascunsă, zice Zabuza. Știți că aveau cărțile la Bingo, Bingo, așa se numeau, Bingo Book, și acolo a găsit informații despre Kakashi al lui Sharingan. Și ci că ăsta, Kakashi, copia se peste o mie de ninjutsu. Păi o mie de ninjutsu, sau mă rog, tehnici, ninja, whatever, e multe. Câte credeți voi că o să ne arate Kakashi pe parcursul la 700 de episoade de acum înainte? Mm, maxim 4 <laughs> din 1000. Kakashi dă copii ninja. Ce bă, Kakashi un sensei atât de jumecher. Unul vine să crei, Naruto era hype. Sasuke nu era atât de hype, pentru că bă, cum adică, de ce are asta ochiul Sharingan? Că Sharingan nu este special pentru clanul Uchiha. Hmm, oare tipul ăsta? Se gândea că poate e un Uchiha sau ceva. E bine, de a ajuns cu vorbăria, zice Zabuza, gata. Trebuie să-l omor pe bătrânelul ăla, să nu mai pierdem timpul degeaba. Genini intră în formație să-l protejeze și Zabuza sare pe apă. Și începe să stea așa, în forma asta. Ca și zice, hm, dar și adună cam multă ceacra tipul ăsta, ce vrea să facă? Păi stai că ne zice imediat. Nimpo, juțul ascuns în ceață. Bă, și ia -o, o ceață din aia groasă. De de-abia mai vezi ceva. Probabil că o să vină prima dată după mine, zice Kakashi. Zabuza Momochi a fost în ambu în ceață ascunsă și era cunoscut pentru tehnica sa de ucidere silențioasă. Cum adică silențioasă? Păi, după cum sugerează și numele, omul se face invizibil cu ceața, apare în spate și ți-a gâtul. Descrierea în titlu nu e chiar atât de greu. Până realizezi tu că zabuzai lângă tine și îți dă cuțâd, s ar putea să mori. O să fie o bătălie grea pentru că eu încă nu stăpânești șaringanul pe deplin. Între timp, Kakashi, o să vedem și puden, că el când era mai mic decât acum, a deblocat manghe Sharingan. Dar hei, Kishimoto uită. uite despre chestii. Deci Kakashi nu stăpânea șaringan cu trei tomoe, dar el la 14 ani, să zicem, avea manghe cu Dar acum, în fine, n-are niciun sens, dar hei, trecem peste. Vedem aici fruntea lui Sakura de reșnițele sau <gântări> cât ai putea să pui aici. Dar nu vă faceți gâzi ce caca și dacă e să pierdem, murim. Miza nu e chiar atât de mare. Ce e cu ceața asta așa groasă? Păi suntem pe tărâmul valurilor și e normal ca la noi să fie ceață. Acum că și-am activat la jutul ceața și mai mare și caca și începe să dispară în ceață de tot. începează abuza să le vorbească de locurile unde ar putea să-i atace, în ficat, în gât, în mață, în genunchi, în coate. Caca începe să-și adune niște ceacra și își eliberează intenția ucigașă. Sau să zice, mam, simt că dacă respir sau să mă mișc, sau orice, o să mor instant. Dacă o să rămân o oră blocat în poziția asta, o să nebunesc. Intenția ucigașa unui Jonin e atât de puternică. Și începea să panicheze puțin să asuchelu să tremure și ca și zice: "Bă, stai, mă, să nu-ți faci griji. O să te protejez cu viața mea. Nu o să permit camarazilor mei să moară." E, și stai să vezi numai. Apare Zabuza X în mijlocul lor. Și zice: "Mă îndoiesc ca și ca dreptate. Să dai seama că nu s-a așteptat nimeni la asta." Zice: "Gata, s-a terminat." Kaka și se uită cu Sharinganul la el. Bam, direct cu una în stomac. Și rapid a fost caca și a să se întoarcă și să și sară pe Asta. Băgând cu naiul el, vedem că din zabuza curge apă și nu sânge. De ce? Pentru că era o clonă. În spatele lui, alt zabuza. Zice caca și mor și îl taie. Hei, al câtele episod de care moare caca Doar că ce să vezi zabuza țapă, era și el clonă de apă. Nu se poate. Cum adică? Stai. Deci tu vrei să-mi spui că prin toată ceața asta se gândează Zabuza? Cacașii m-a copiat mă, păi, da? Nu-i zice Caca și Alu Sharingan, copiatorul a 1000 de tehnici? Și pune cunaiul la gât și zice, gata fraiere ai pierdut. It's over. Și ce să vezi, așa se termină episodul. Mamă, dar noi știm că nu e over, mai trebuie să se întâmple chestii. Dar un mare win aici pentru Caca și sincer. Imaginează dacă te-ai apucat cu de Naruto și ajunge aici, nu știi ce urmează, ești la modul, dă, mamă, zeu. Caca și zeu, n-ai ce să mai zici. Deci l-a făcut pe ăsta, l-a întors de toți dracii. Gândește că l-a bătut în juțul lui. Caca și bazându-se pe putere oculară. Și ce să vezi prin ceața aia că nu vedeai nimic. Uite că a văzut și l-a făcut pe fraier. Genial, respect Caca și plus 1. Cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Nu uitați să băgați un like și un comentariu că ne ajută foarte mult. Un follow pe Insta, TikTok, Patreon, le găsiți pe toate în descriere. Chiar noi ne aud de mâine cu un nou clip.